Vi se spune că suntem civilizați, nici vorbă. E un proces în derulare. O țară civilizată nu are război, criminalitate, închisori, poliție. Toate astea sunt produse secundare ale unei culturi insuficiente. Și o cultură insuficientă face legi. Trebuie să spun că toate legile făcute de om sunt fără valoare. Când semnăm tratate cu alte țări și acele tratate nu servesc intereselor noastre, le vom încălca. Așa că tratatele și legile încearcă să controleze comportamentul uman. Singurele legi care contează cu adevărat sunt legile naturale. Dacă nu obții mâncare nutrițională, nu dormi suficient, indiferent de filozofie, te îmbolnăvești. Deci în viitor orice ființă umană va trăi foarte bine. Nu mă refer la vârful societății. Eu cred că ce propune proiectul Venus este o societate în care toată lumea va trăi mai bine decât oamenii bogați actuali. Toată lumea. E posibil așa ceva? Să vă dau un exemplu. Clasa medie de americani actuală și orice altă persoană dintr-o societate de clasă medie trăiește mai bine decât regii. Au aer condiționat în mașini, au comunicații, telefoane. În loc să instruiești soldați care devin mașini de ucis. Soldații sunt mașini de ucis. Vom educa soldații să devină rezolvatori de probleme, să-i trimitem la universități gratuit, așa încât să învețe să devină rezolvatori de probleme, decât ucigași. Când ucizi, produci ură pentru viitor. Toate națiunile aflate în conflict vor avea mereu probleme până când pământul va fi declarat moștenire comună și toate granițele artificiale care separă oamenii vor fi dizolvate. Și când toți oamenii sunt crescuți împreună, atunci aveți o frăție a umanității.